Această seară eram cumva indecis despre în ce direcție ar trebui să mergem cu studiul nostru și sugestiile au fost multiple. Unii au zis că ar trebui ca să abordăm probleme de apologetică, adică întrebări de genul cum putem știi că există Dumnezeu sau putem ști că există Dumnezeu sau ce facem la întrebările științifice asupra credinței noastre. Tot felul de probleme de apologetică și cred că este un studiu care este necesar și este un studiu care cred că ar fi benefic. Alții au sugerat să avem o seară de discuție liberă și de întrebări. Dar în cele din urmă am hotărât ca să rămânem pe linia pe care am pornit. Și deși am încheiat ciclul nostru de studiu despre acea metodă de a evangheliza, două feluri de a trăi, să începem un ciclu nou de studiu tot pe tema evangelizării. În cele din urmă, evangelizarea este chemarea principală a bisericii și este unul dintre scopurile principale a vieților noastre. O biserică care nu face ucenici, care nu vestește Evanghelia, nu este o biserică. Oricât de mult ar împlini celelalte cerințe și oricât de bine structurată și corect doctrinar, ea nu este o biserică. Pentru că biserica are acest mandat de a merge în lume și de a face ucenici. Și aș vrea ca să pun mai mult postament sub această metodă care am învățat-o și să avem un studiu despre evangelizare, pentru că în cele din urmă asta este marea trimitere. Da? Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Da? Și această poruncă de a învăța ca să împlinească tot ceea ce a poruncit Domnul, cumva începe chiar în acest text. Adică printre primele lucruri care trebuie să înveți pe un ucenic este că este poruncit din partea lui Dumnezeu să meargă să facă alți ucenici. Da? Și dacă asta nu învățăm, am dubii că am învățat altceva. Eu în ultima perioadă sunt extrem de apăsat, eu cred că din partea Domnului, despre aspectul ăsta în viața noastră și în viața bisericii. Despre disponibilitatea noastră de a face ucenici. Începând din casele noastre și până la marginile pământului. Cât suntem dispuși să sacrificăm pentru a împlini această mare trimitere. Și dacă în studiul trecut am văzut împreună această metodă, care o avem și astăzi pe spatele buletinului, o metodă simplă, concisă, prin care să comunicăm Evanghelia. În acest studiu vreau ca să vă încurajez, vreau să vă provoc și vreau să vă echipez în continuare dând context și postament acestei trimiteri și acestei chemări în așa fel încât să fiți pe deplin sau pe deplin, cât pe deplin se poate într-un studiu, echipați și motivați ca să lucrați cu toată silința să împliniți această poruncă a lui Dumnezeu. Și înainte ca să ne uităm la o schiță a studiului, am încercat ca să pun o schiță a studiului încât să vă motivez să fiți prezenți la toate studiile și poate sunt teme care vă interesează și să vă motiveze acest lucru. Vreau să vă aduc și un avertisment. Și anume că acest studiu nu este doar pentru cei care sunt curioși. Nu este doar pentru cei care vor să știe. Nu este doar pentru cei care sunt dornici să cunoască. Dacă scopul în a veni la studiu și a veni la biserică este doar să venim, să ne îmbogățim cunoștințele, poate să luăm ceva notițe și după aia să mergem acasă, să punem notițele pe raft și să nu facem nimică, ar fi mai benefic să nu participați. Mă repet, dacă venim la studiu doar ca să ne îmbogățim cunoștințele și după aia să nu facem absolut nimică, ar fi mai benefic să nu participați. Pentru că Biblia ne învață
că suntem responsabili pentru felul în care ne raportăm la ceea ce Dumnezeu a revelat față de noi. Suntem responsabili la felul în care acționăm la tot ceea ce am fost învățați din Scriptură. Și ultimul lucru care aș vrea ca să faceți este să clădiți păcate prin indiferența voastră față de cuvântul vestit și învățat în fiecare miercuri seara aici. Deci dacă oricum v-ați hotărât să nu faceți nimică, mai bine mergeți acasă. Ca la judecată măcar să spuneți, Doamne, n-am participat. N-am știut toate lucrurile astea. Mai bine mergeți acasă. Dacă în schimb vreți ca să faceți parte din marea misiune care Dumnezeu a lăsat-o biserici și vă considerați parte din Biserica lui Hristos, atunci puneți mințile la contribuție, picioarele la bătaie și haideți să vestim Evanghelia. Acest studiu este pentru cei care sunt într-adevăr ucenici al lui Dumnezeu, ucenici al lui Hristos, și pentru cei care vor să meargă să facă ucenici. Și dacă nu vrei să duci să faci ucenic, alți ucenici, nu ești ucenic. Da? Prin definiție. Un ucenic este unul care merge după Hristos, da? Și Hristos spune ucenicilor săi, du-te și fă alți ucenici. Nu poți fi un adevărat ucenic dacă tu ești nepăsător față de porunca stăpânului de a te duce și de a vesti Evanghelia altora. Și nu vă spun aceste lucruri doar să vă speriu, dar vă spun și să vă speriu. Că până la urmă, cineva trebuie să ne sperie și pe noi, da? Și este jobul meu, ca și păstorul bisericii, să vă speriu. Dacă nu, o să vă sperie Dumnezeu în mod direct și aia e îngrozitor. Mai bine să vă speriu eu un pic decât să vă sperie El, da? Nu vă spun doar ca să vă speriu, dar să vă aduc aminte de această realitate că ceea ce facem noi aici nu este un joc. Noi nu ne jucăm de-a biserică. Noi nu ne jucăm de-a studiu biblic, da? Noi nu ne jucăm de-a evangelizare. Aici vorbim despre oameni adevărați, despre suflete reale care necesită un mântuitor adevărat. Fără care ei, oamenii aceia adevărați, copiii noștri, părinții noștri, vecinii noștri, fără care dacă ei nu au acel mântuitor adevărat, vor petrece o veșnicie în iad. Nu-i joacă, nu-i ha-ha, nu-i distracție. Da? Este ceva care discutăm, învățăm și ne trudim pentru că este pe viață și pe moarte, ba mai mult, pe rai și pe iad. Și știu că nu este ușor să vorbești oamenilor despre Hristos, să vorbești oamenilor din Biblie. Știu că nu este ușor pentru că sunt în aceeași poziție față de voi, față de alții la care sunt chemați să vestesc Evanghelia, față de cei cu care eu intru în contact. Dar știu în același timp că El, Dumnezeu, ne va da harul și puterea să facem ceea ce ne-a chemat să facem. Dacă El ne-a trimis în toată lumea, El ne-a și promis că va fi cu noi. Dacă El ne-a trimis să facem ucenici, El ne-a și asigurat că El are toată puterea ca să ne facă capabili să îndeplinim această misiune. În această primă lecție, dintr-un studiu care nu știu cât va dura, anticipez peste 10 lecții, am câteva scopuri. Primul scop, vreau să vă dau o schiță, aproximativ ce vreau ca să abordez în acest studiu. Vreau să știți ce urmează să studiem împreună în săptămânile care urmează să vină, ca poate să vă motivez. Poate sunt subiecte care le-ați rumegat și vă par interesante. Doi, aș vrea într-un mod foarte ambițios să privim într-un timp foarte scurt, foarte scurt, care este în mare mesajul Scripturii de la Geneza până la Apocalipsa. Da? Aș vrea să predic din Geneza până în Apocalipsa, toată Biblia, în 30 de minute, poate. Da? Va fi ceva miraculos dacă reușesc. Probabil nu voi reuși, adică va dura mai mult, nu că nu o să o fac. Și trei, să subliniem din acest mesaj și din această învățătură a Scripturii câteva implicații pentru evanghelizare, care pe parcurs să le elucidăm în așa fel încât să fie clare și să impacteze motivația noastră și felul în care evangelizăm. Da? Lecțiile care urmează. Așa, în mare. Posibil să fie schimbări, deci dacă la un moment dat schimbăm ceva din această schiță, asta e. Da? 1. Scopul lui Dumnezeu în istorie în general și în evangelizare. Asta vom aborda în această seară, privind cumva la mesajul per total al Scripturii. Ce caută Dumnezeu? Care-i scopul Lui? De ce ne aflăm aici și de ce trebuie să facem evanghelizare? Da?
O întrebare de altfel destul de dificilă existențială, dar vom încerca să răspundem la ea uitându-ne la întreaga scriptură. 2. Rolul nostru în toată schema asta și mai ales în evangelizare. Sau, să folosim termeni cumva mai clari, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Da? Cum se împacă astea, cum lucrează, cum conlucrează, nu conlucrează, ce se întâmplă, cum poate omul ca să fie responsabil dacă Dumnezeu e suveran și așa mai departe, aș vrea ca să le tratăm, pentru că le-am tot tratat așa aici și acolo și n-au fost tratate, le tratăm odată, de ori le-am tratat, ori facem supradoză. Cer iertare dacă, uite, deja mi-ies din fire și am fost avertizat săptămâna asta să mă calmez un pic, da? Am să încerc să mă calmez. Dar vreau ca să vedem cum merg aceste două împreună. Dumnezeu este suveran, asta e clar în Biblie, și omul este responsabil, asta iară e clar în Scriptură. Da? 3. Ce este Evanghelia? Să definim acest adevăr care ne mântuiește, și deja am făcut în mare parte acest lucru prin ultimul studiu care l-am ținut, dar este bine să ne reamintim și să fim cât se poate de preciși în această definiție. 4. Ce ai pățit tu? Ce ți-a întâmplat ție? Cum ai experimentat tu aceste realități ale mântuirii? Da? Altfel, cum fac evanghelizare sau ce rol are în evanghelizare mărturia mea personală? Da? Cu siguranță cuvântul este primordial, cu siguranță cuvântul este cel mai important și întotdeauna direcționăm oameni la cuvânt, dar până la urmă și noi suntem o epistolă vie. Și noi suntem vieți, suflete care au fost prelucrate de Dumnezeu, care au fost mântuite de Dumnezeu și putem spune oamenilor ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Da? Cum abordăm această temă? 5. Biserica. Ce rol are biserica și ce putere specială are biserica ca și o mărturie corporativă? Da? Biserica lui Hristos, la nivel universal și la nivel local, are un rol și o mărturie specială. Și de aceea este așa de important să protejăm biserica, să protejăm mărturia ei. De aceea este așa de important să ne luptăm pentru puritatea bisericii, în compoziția ei, în mesajul ei, pentru că reprezentăm pe Dumnezeu. Și când lumea privește la mesajul Evangheliei, privește la ceea ce spunem, da? Dar privește la ceea ce facem. Privește la ceea ce facem și judecă acest mesaj și în ceea ce facem. Și este foarte important să înțelegem acest lucru. 6. Cum facem ucenici care să caute să facă ucenici? Da? Dacă până acum am fost cumva, noi n-am făcut nimic, de astăzi ne pregătim, de astăzi ne motivăm, începem ca să lucrăm în această mare trimitere, dar trebuie ca să gândim întotdeauna, nu e suficient doar să mă duc eu să fac alți ucenici. În momentul în care Dumnezeu a lucrat prin mine și lucrează prin mine, trebuie să-i pregătesc și pe ei ca să facă alți ucenici. Da? Asta este scopul. 7. Ce facem cu problema respingerii și frica care o purtăm de alți oameni? Pentru că asta cred că este impedimentul poate cel mai mare. Ne este frică să fim respinși, ne este frică să ni se spună nu, sau ești nebun, sau cum poți să crezi bazme, sau așa mai departe, n-ai auzit de evoluție? Da? Și noi să zicem, da, am auzit, dar eu... Mulțumesc. Am auzit, dar eu, uite, eu totuși cred asta. Păi, cum poți să crezi când știința a dovedit faptic? Da? Este frică ca să fim respinși și ne este frică ca lumea să zică lucruri rele despre noi și trebuie ca să tratăm lucrul acesta în noi. Ca tare, următoarea lecție, dacă Dumnezeu ne va ține în viață, va fi cum răspundem la aceste obiecții împotriva Evangheliei. Și aici vom petrece un pic de timp în aspectele apologetice. Dar cum răspundem, cel puțin pe scurt, la aceste obiecții ale științei, ale filosofiei și așa mai departe? Da? Pentru că Biblia are răspunsuri la toate aceste întrebări. Biblia are răspunsuri. Biblia nu trebuie crezută în ciuda ei. Biblia trebuie crezută pentru că este adevărată și pentru că ceea ce spune este adevărat. Și noi trebuie ca să fim în stare să dăm o socoteală pentru credința noastră. Și în ultimele lecții, nu știu câte vor fi exact, aș vrea să ne concentrăm în mod special la metode sau tactici sau abordări pentru anumite categorii de oameni, începând cu cei mai apropiați de noi. Cum putem în mod eficient împărtăși Evanghelia cu cei apropiați? Da? Începând de la familia noastră, vecinii noștri și așa mai departe.
Am vrea ca să privim la întrebarea cum împărtășesc Evanghelia cu, de exemplu, cei din credința ortodoxă sau catolică, care sunt foarte prezenți în țara noastră, cel puțin ortodoxi, dar și catolicii, de exemplu, la noi în oraș, au o prezență cât de cât importantă. Aș vrea ca să privim în particular cum împărtășesc Evanghelia cu martori, cu mormoni, cu adventiști sau cu alte secte de genul, da? Care se consideră creștini, dar sunt în afara tărâmului evanghelic. Un adventist îți va spune că el este mântuit, îți va spune că el crede în Iisus Hristos, îți va spune că el crede în Biblie și totuși nu este mântuit dacă crede credința adventistă. Pentru că credința adventistă este că trebuie ca să crezi în Domnul Iisus Hristos, trebuie ca să împlinești legea și trebuie să mai crezi și pe Ellen White. Și dacă nu ai toate astea trei, ești anatema în religia lor, da? Ca atare, ei sunt anatema în credința creștină. Sau mormonii, sau martorii, sau așa mai departe. Sunt foarte multe secte de genul și trebuie ca să știm cum să abordăm aceste probleme. Și în ultimul rând, cum împărtășesc Evanghelia cu un ateu? Una dintre întrebările care cumva a rezonat a fost: bun, cu un ortodox știu de unde să încep. Că putem începe cu Biblia, da? Dar cu un ateu de unde încep? Și cum abordez problema? Pentru că el îmi spune, Biblia e egal cu zero pentru mine. În tot suitul din cartea aia îmi citesc de acolo, egal cu zero, da? Pentru mine eu am dovești științifice, eu am filosofie, eu am alte lucruri. Cum discutăm despre aceste lucruri cu un ateu? Cam asta este schița în mare pentru studiu care probabil că va dura 10-12 lecții, da? Deschideți Biblia, începem la Geneza, capitolul 1, versetul 1. Țineți Biblia deschise pentru că am să vă rog să participați, am să vă rog ca să fim cât mai interactivi prin citire și în alte feluri. Bun. Geneza 1 cu 1. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. V-ați pus vreodată întrebarea de ce? De ce a creat Dumnezeu cerurile și pământul? De ce te-a creat pe tine? De ce m-a creat pe mine? Adică, nu retoric. De ce credeți că Dumnezeu a creat universul? Să-și manifeste slavă. Un răspuns foarte bun și calvinist. Alte motive. De altfel, răspunsul corect. Vedeți, de-a lungul istoriei, oamenii au venit cu tot felul de răspunsuri la întrebarea aceasta. Foarte mulți dintre ele aberații. De exemplu, unii au speculat că Dumnezeu, probabil, fiind dinainte de orice, da, pentru o veșnicie, o eternitate, la un moment dat a devenit singuratic, adică s-a simțit singur în eternitate. Alții au zis că Dumnezeu s-a plictisit. S-a plictisit, pentru că ei s-au zis, dacă eu aș fi numai eu singur cu gândurile mele, n-ar fi nimic fizic, n-ar fi nimic în existență, eu m-aș plictisi. Da? Mai ales cum unii nici nu au prea multe gânduri. Alții au zis că pur și simplu Dumnezeu a necesitat oameni ca să aibă pe cineva să iubească. N-a avut pe cine să iubească și de aia ne-a creat ca să ne poată iubi pe noi. Este de atât trist, dar în ziua de astăzi sunt, de exemplu, predicatori care vin și predică lucruri de genul. Într-o zi, Dumnezeu s-a simțit singur, așa că l-a creat pe om ca să aibă pe cine iubi. Da? Este citat dintr-o predică. Este absolut aberant ca să vorbești așa ceva. Ce trist! Bietul Dumnezeu care era plictisit sau era singur, lipsea ceva din viața lui, cum lipsește ceva și din viața noastră, adică ne putem relata la un asemenea Dumnezeu. Noi nu suntem împliniți, El n-a fost împlinit, El ne-a creat pe noi ca să se împlinească pe El, adică ne completăm cumva, da? Sună, știi, în noi este o gaură forma lui Dumnezeu, în Dumnezeu este o gaură cu forma noastră, gogonele, nu știu cum să le spun, prostii, tâmpenii, asta îs. Dar unii oameni, în mod explicit sau implicit, spun așa ceva. Ca să înțelegem de ce Dumnezeu a creat, să înțelegem motivația Lui, trebuie să înțelegem corect, și ar fi bine să înțelegem pentru că am studiat atributele lui Dumnezeu, cine este acest Dumnezeu care a creat. Ca să înțelegi motivațiile unui om, trebuie ca să-L înțelegi pe om. Da? Ca să înțelegi motivațiile lui Dumnezeu în a crea, trebuie ca să înțelegi ceva despre Dumnezeu. Cine este El? Și Biblia ne descoperă o realitate extrem de importantă. Ne prezintă în Scriptură faptul că Dumnezeu este Trinitate. Dumnezeu este Tatăl, Dumnezeu este Fiul și Dumnezeu este Duhul Sfânt. Sunt trei persoane distincte
care există în mod etern, fiind singurul Dumnezeu adevărat. Aceste trei persoane eterne, da? Aceste persoane eterne sunt singurul Dumnezeu adevărat. Și implicațiile ar fi infinite. Am putea discuta despre Trinitate la infinit. Dar pentru noi, important în această seară, este să înțelegem și să considerăm această realitate despre Dumnezeu. El fiind Trinitate, este capabil ca să iubească. Ca să poți iubi, trebuie să ai un obiect al iubirii tale. Da? Dragostea adevărată trebuie ca să aibă un obiect al iubirii. Eu trebuie să pot iubi ceva sau pe cineva. Dacă într-adevăr Dumnezeu nu ar fi Trinitate, nu ar putea avea un obiect al iubirii în sine. Dar Dumnezeu fiind trei persoane în Trinitate, Dumnezeirea este capabilă în sine de iubire, față de sine, fără a avea vreo problemă lăuntrică sau filosofică sau ontologică. Cum poate o singură persoană, fără existența altor lucruri sau persoane, să manifeste iubirea? Dar Dumnezeu fiind Trinitate, El poate ca să iubească și El ne arată Biblia că a iubit și este dragoste din eternitate în eternitate. Dumnezeu n-a devenit dragoste când ne-a creat pe noi. Sau Dumnezeu n-a exercitat prima dată dragoste față de ceva numai după ce noi am existat. Și din eternitate El este dragoste și în eternitate El a iubit. Da? În mod perfect, în mod desăvârșit. Tatăl a iubit pe Fiul în mod desăvârșit din eternitate. Fiul pe Tatăl, Tatăl pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt pe Tatăl. Trinitatea există din eternitate în eternitate într-o relație perfectă de dragoste. Da? Asta știm din Biblie despre Dumnezeu, despre Dumnezeul care ne-a creat pe noi și care a creat tot ce există. Trebuie să realizăm că atunci când Dumnezeu a creat, El nu a făcut-o pentru că avea nevoie de ceva. Avea nevoie de ceva pentru că era plictisit sau avea nevoie de ceva pentru că altfel nu putea ca să iubească ceva. Dumnezeu a creat din dragoste. Da? El fiind dragostea și fiind în dragoste, exercitând dragostea, consecința dragostei Lui a fost creația. El nu a creat să poată iubi, El a creat pentru că iubea. Și pentru că era și este dragoste. Și din dorința de a împărtăși slava sa, de a împărtăși dragostea perfectă care există în Trinitate, El a creat. Cel mai iubitor lucru care Dumnezeu l-a putut face a fost să împărtășească pe sine cu cineva. Să se împărtășească pe sine cu cineva. Să lase ca slava Lui să fie văzută și cunoscută. Este ca și un pictor care ar picta cele mai frumoase tablouri, dar întotdeauna l-ar închide undeva într-un beci. Da? Nu este un act de egomanie dacă ești cel mai bun pictor din lumea aceasta și faci cele mai frumoase tablouri ca să le duci la muzeu ca și alții să se bucure de ele. Și este un act de dragoste pentru cei care le dai onoarea să privească și să bucure de ceea ce tu ești capabil. Dumnezeu fiind ființa supremă, fiind valoarea supremă, nu putea să facă ceva mai iubitor decât să creeze alte persoane care să poată privi slava Lui, să poată să beneficieze de ceea ce El este. Da? Cel mai iubitor lucru care Dumnezeu l-a putut face a fost să se împărtășească pe sine prin actul creației. Și Biblia ne învață că motivul pentru care Dumnezeu a creat toate lucrurile este pentru a-și arăta slava Lui, cum a zis și sora Liliana. Și asta este cel mai mare act de dragoste. Cel mai mare act de dragoste este faptul că Dumnezeu vrea să își arate slava și la alte persoane. Pentru că Dumnezeu, trăind în propria Lui slavă, în deplină împlinire, în deplină dragoste, în deplină armonie, nu necesita pentru binele Lui și pentru împlinirea Lui să împărtășească acea slavă cu altcineva. Ci din dragoste creează persoane de altfel capabile să perceapă și să aprecieze slava Lui ca să se împărtășească pe sine cu ei. Da? Ca să fie slava Lui văzută și cunoscută. Să citească cineva Isaia 43:7. Pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Amin. Da? Vedem că Dumnezeu a creat pentru slava Lui. Asta a fost scopul pentru care a
creat. Deschide altcineva la Geneza 1 de la, să citească versetul 26 și altcineva Geneza 2, versetul 7 până la 9. Deci Geneza 1 cu 26 și Geneza 2, 7 până la 9. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vită, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Și 2 de la 7 la 9. Domnul Dumnezeu a făcut om din țărâna pământului, a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară pe pământ tot felul de pom, plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Amin. Ce învățăm de aici? Că într-un sens Dumnezeu ne-a creat să fim ca și El, da? Într-un sens, să fim o reflecție a Lui. Nu cum învață, de exemplu, mormonii, că voi vom deveni chiar Dumnezei, da? Ci suntem o oglindire a Lui. În noi, la fel cum într-un tablou, se vede oglindirea talentului pictorului, se văd atribute ale Lui, în noi, în oameni, se văd anumite atribute ale Lui Dumnezeu. Suntem într-un sens ca și El. Adică să fim o reflecție a caracterului Său, inclusiv ca să domnim peste creația Lui sub autoritatea Lui și să avem o relație cu El, o relație reală, o părtășie reală. El nu ne-a creat să arătăm slava Lui doar cum arată stelele slava Lui, care nu au nicio relație cu Dumnezeu, da? Sau nici măcar ca și animalele. El ne-a creat deosebiți, după chipul și asemănarea sa, ca să fim într-o relație cu El, la fel cum El este într-o relație, la fel cum El este personal, la fel cum El iubește, noi să îl iubim și să fim iubiți de El. Da? El ne-a creat să-L cunoaștem, pentru că El are cunoștință. Da? El ne-a creat ca să-L reprezentăm, să-L iubim, pentru că El este dragoste. El ne-a creat să fim sfinți, pentru că El este sfânt. Da? Ne-a creat să fim o reflecție a Lui. Și relația aceasta între Adam și cu Eva nu a fost doar un concept abstract, filosofic sau cumva, cum să zic, închipuit. A fost ceva real, a fost o relație reală. Nu a fost doar ceva de genul, știi, simt că am sunt în contact cu ceva, da? Cum cei care intră în transă sau... Nu, ci o relație reală în care există o raportare reală. Cum există între două persoane, da? În care ele interacționează, în care există comunicare între ele. Uitați, de exemplu, în Geneza 2, de la 16 la 17. Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam, poți să mănânci din orice pom din grădină. Deci, imediat începe comunicarea între Dumnezeu și Adam. Da? Așa relaționează două persoane. Poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ce putem observa doar din aceste versete despre relatarea între Dumnezeu și om? În primul rând, observați libertatea acordată lui Adam și lui Eva. Da? Ei nu-s roboți, să fie foarte clar. Ei nu-s doar un alt animal, puțin mai superior. Ei sunt într-o relație personală și Dumnezeu îi tratează ca atare, ca alte persoane fiind libere și le acordă o latitudine și o libertate absolut fantastică. Da? Poți să mănânci din orice pom din grădină. Da? Alege tu, Adam, ce vrei să mănânci. E treaba ta, ești liber, ai liber arbitru, frate, fă ce vrei. Da? Asta e realitatea. Altfel spus, totul am făcut pentru voi. Pomii sunt pentru voi, animalele sunt pentru voi, râurile sunt pentru voi, toată creația aceasta este pentru voi, pentru bucuria voastră, pentru împlinirea voastră. Deci mâncați și cu fiecare gustare, din fiecare fruct, cu fiecare gură de apă rece, dați mulțumire lui Dumnezeu care le-a făcut toate pentru voi, pentru că vă iubește, pentru că sunteți într-o relație de dragoste cu Dumnezeu. Dumnezeu le-a creat aceste lucruri ca noi, bucurându-ne de ele, să aducem slavă Lui. Asta este și ea o învățătură esențială a Scripturii. Vorbim foarte mult de ideea de a suferi pentru Hristos și a suferi pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să-L glorificăm și că ne bucurăm de tot ceea ce a făcut pentru noi. De mere, de pere, de înghețată, de copii, de familie, de tot.
Și mai de pizza, da? De tot. Și toate acestea să ne ducă cu gândul la Dumnezeul minunat care a făcut toate aceste lucruri pentru noi. Și evident că în timp ce simțurile noastre ne conduc din ce în ce mai înalt și mai înalt, vom ajunge până la urmă la apogeul experimentării lui Dumnezeu și anume la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să zicem, uite ce belșug pe masa aceasta, dar eu nu dau doi bani pe asta pentru că eu numai pe Hristos îl prețuiesc. Nu, asta e blasfemie. Dumnezeu a creat inclusiv ce a pus pe masa ta ca tu să mănânci din ele și să zici ce bun e Dumnezeu cu mine. Ce bun gustă puiul ăsta. Dumnezeu a gândit gustul puiului ca să-ți placă. Gustul mărului să fie plăcut. Da? Dumnezeu a fost bucuros să gândească fructe cu bun gust ca tu să te bucuri de ele și să vezi cât de creativ e Dumnezeu și cât de bun e cu tine că îți dă tot felul de fructe. Și tu pur și simplu, da, ce iară portocale. Dă-le încolo. Important e că eu sunt calvinist. Da, e important și asta. Dar bucură-te și de portocale, omule, pentru că Dumnezeu le-a creat pentru tine. Bucură-te de tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Dumnezeu a creat, cum ziceam, lumea, ca noi să ne bucurăm în ea și această bucurie să aducă slavă lui Dumnezeu. Da? Creștinii aduc slavă lui Dumnezeu și în suferință, dar și în bucurie. Creștinii sunt mai bucuroși decât ceilalți. Da? Un om normal, când mâncă o portocală, zice, na, portocale. Un creștin zice, uite ce bun e Dumnezeu cu mine. Da? Și oamenii din jur zic, mă, cu ăsta-i bai. Da? Un om normal, când are boală, zice, na, viața asta nu mai are niciun rost. Creștinul zice, uite ce bun e Dumnezeu cu mine, că mă învață și prin boală. Că mă poartă și prin boală, da? Că e lângă mine și în boală. În toate, noi trebuie să fim invers decât lumea aceasta. Pentru că lumea aceasta e stricată, da? Și nu-i după placul lui Dumnezeu. Dar această bucurie și această libertate nu este absolută. Este liberă, dar nu este absolută. Este protejată, este îngrădită în adevărul lui Dumnezeu. Și observați că Dumnezeu le dă și limite. Le dă și limite, le dă o lege. La început era una singură, o singură poruncă. Dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci. Pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Da? Poruncă, consecință. Constă o lege. Simplă, dar este o lege. De altfel, Dumnezeu este sfânt. Biblia spune că Dumnezeu este de trei ori sfânt. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și dacă omul s-ar răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, el trebuie pedepsit. Și în grădina Edenul era o singură poruncă. Ești liber să faci ce vrei, da? Dar nu ești autonom. Să știi că totuși există un Dumnezeu care ți-a dat o poruncă și care are o consecință simplă, ușoară. Nu ești autonom. Ești liber, dar nu ești autonom. Omul, dacă încalcă această poruncă, trebuie pedepsit. Pentru că noi am fost creați să-L cunoaștem, să ne bucurăm în Dumnezeu, să ne închinăm Lui, pentru că bucuria noastră nu este deplină decât atunci când ne închinăm Lui. Și în acest fel omul glorifică pe Dumnezeu. Își împlinește scopul pentru care a fost creat, adică să glorifice pe Dumnezeu, și împlinirea maximă când glorifică pe Dumnezeu. Da? Dacă nu ești maxim de împlinit în viața ta, este pentru că nu-ți împlinești scopul maxim, și anume să glorifici pe Dumnezeu. De-aia nu ești împlinit la maxim. Știu că fiecare avem o listă. Dacă ăstea s-ar schimba în viața mea, dacă aș avea mai mulți bani, dacă aș avea o casă mai mare, dacă aia, dacă aia, dacă aia, aș fi mai împlinit. Astea sunt minciuni ale diavolului. Da? Realitatea este că dacă ne-am împlinit scopul pentru care am fost creați, adică a glorifica pe Dumnezeu, am fi maxim de împliniți. Geneza 2:25 ne arată starea perfectă în care se aflau ei. Și de multe ori când citim acest verset, și noi, adulții, parcă nu putem decât să vedem în el, erau goi. Versetul e acolo cu un scop. Versetul e acolo numai ca să, ei erau goi în grădina Edenului. E un scop acolo să vedem cât de perfectă era starea. Geneza 2:25, să citească cineva. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nici era rușine. Amin. Versetul acesta ne arată starea de perfecțiune în care Adam și cu Eva să aflau. Perfecțiune, adică fără frică, fără gelozie, fără amintiri dureroase,
fără sechele de la certuri care s-au purtat între soț și soție, da? Fără inimi zdrobite, fără regrete, fără rușine, fără nimic de genul acesta. Erau total descoperiți unul față de altul, nu doar fizic, și nu aveau niciun resentiment. Niciun resentiment, nimic. Dar nu exista așa ceva. Ei nu cunoșteau altceva decât viață, dragoste, bucurie și libertate într-o sfințenie perfectă. Asta era starea lor. O stare de care omul nu s-a mai bucurat după ei. Da? După ei, toți ne-am născut în păcat și toți avem rușine, toți avem păcate ascunse, toți avem dureri, toți avem reproșuri, toți avem tot felul de lucruri. Și nu vom mai experimenta asemenea stare până când nu vom ajunge din nou în acea stare glorificată în care erau ei. Da? Și pentru această stare perfectă am fost noi creați. Noi acum nu trăim starea în care ar trebui ca să fim. Dar pentru acea stare am fost creați. În acea stare. Dar nici ei, ne arată Biblia și știți foarte bine, nici ei n-au rămas mult timp așa. Da? La scurt timp, lucrurile au mers foarte, foarte rău. Geneza 3, de la 1 la 6, dacă cineva ar putea citi. Șarpele era mai șerel decât toate fiarele câmpului pe care le propuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era mult de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Apare pe scenă un personaj nou, da? Un mincinos, tata mincinoșilor, originalul mincinos. Și Biblia ne spune că el are un nume, da? Și anume Satana. Aici este desemnat ca și fiind șarpele. El are multe nume, dar până la urmă este același. Da? Este cel care din tâi s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cel care n-a vrut să stea sub autoritatea lui Dumnezeu. Da? Lucifer, îngerul care a luat o parte din oștirea lui Dumnezeu și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Pentru că au vrut nu doar ca să arate slava lui Dumnezeu, ci au vrut ca slava aceea să fie a lui. Și vine cu aceeași minciună lui Eva și vrea ca să o ispitească pe Eva. Și cum o ispitește? Zice, Dumnezeu nu v-a dat tot ceea ce este mai bun. Există ceva mai bun. Știi, ironia este că, sau suritatea este că, dacă te-ai uita în momentul acela la tine, Eva, Adam, și ai vedea ceea ce tu ești și ceea ce te-a creat Dumnezeu, da? Și te-ai uita la șarpe și ai trebuit să-l întrebi șarpe, stai un pic, tu ești un șarpe. Tu te târăști pe jos și tu vrei să-mi spui despre ce Dumnezeu poate oferi mai bun? Păi, cum de tu ești în halul ăsta? Eu sunt om, eu umblu cu Dumnezeu. Eu vorbesc cu Dumnezeu, sunt în relație cu El. Minciuna este așa de transparentă, așa de aparentă, încât este strigător la cer. Dar, atacă în Adam și Eva acea dorință ascunsă, care a fost și în Lucifer, de a fi mai mult decât liber. De a fi mai mult decât ca și Dumnezeu, în sensul că îl reprezentăm. De a fi Dumnezeu. De a fi pe deplin în control. Da? Și el zice, ai încredere în mine, mușcă din fruct, pentru că calea lui Dumnezeu nu este cea mai bună. El are motive ascunse. Nu este cea mai bună, fă tu ceea ce vrei. Fă tu ceea ce vrei, lasă ce a zis Dumnezeu. El vine și subminează, vedeți, printre primurile atacuri în Scriptura lui Satana, e o subminare a cuvântului lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu? Păi da, a zis Dumnezeu. Și Eva știa că a zis Dumnezeu, da? Și îi spune la șarpe că a zis Dumnezeu. Și șarpele din prima atacă autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Oare chiar asta a zis? Oare chiar asta a intenționat? Oare nu e altceva acolo? Oare nu există o altă interpretare la textul ăsta? Poate că nu la asta s-a referit Dumnezeu, da? Și Eva înghite această minciună, această poezie, care de altfel Satan o spune și astăzi. Adam și Eva îl ascultă, mănâncă din pomul din care Dumnezeu le-a interzis, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și aleg să meargă pe propria lor
cale, da? Își folosesc capacitatea de a alege ca să aleagă împotriva lui Dumnezeu, da? Să zică, nu vreau ceea ce Dumnezeu a hotărât, vreau ceea ce eu hotărăsc. Și ce se întâmplă? Geneza 3:7. Atunci li s-au deschis ochii și au dat seama că sunt goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut învelitori cu ele. Păcatul intră în lume, intră în ei, îi corupe. Înainte erau liberi, pentru că libertatea este definită corect până în acest moment, și anume liber de a face tot ceea ce vrei sub autoritatea lui Dumnezeu. Și erau liberi de la dorințe care mergeau împotriva lui Dumnezeu. Acum rămân liberi să facă tot ceea ce vor, doar că voința lor este pervertită acum de acest păcat. Da? Care acum ia corupt, ia stăpânire asupra lor și acum vor să facă alte lucruri și să-ți bat cu acele voințe. Da? Pentru că vor să facă altceva. Înainte erau liberi de asta. Erau liberi de asta. Făceau tot ceea ce vroiau ei și tot ceea ce vroiau era tot ceea ce Dumnezeu le-a poruncit. Trăiau o viață perfectă de sfințenie și nu erau roboți. Da? Nu erau roboți. Dincolo de cădere, rămân în continuare liberi, doar că acum voința lor este pervertită de acest păcat. Au ales împotriva lui Dumnezeu și suferă consecințele. Da? Înainte erau, cum ziceam, liberi, acum sunt robi ai păcatului. Înainte nu aveau rușine, nici măcar nu cunoșteau conceptul de rușine, pentru că nu aveau pentru ce să le fie rușine. Acum se acoperă cu frunze, să se acopere unul de altul și să se acopere de Dumnezeu. Înainte umblau cu Dumnezeu, acum vedem că se ascund de El. Da? Ei au zis glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în aderea amurgului și s-au ascuns de Domnul Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și a zis, unde ești? Am auzit glasul tău în grădină, a răspuns el, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol. De aceea m-am ascuns. Dumnezeu l-a întrebat, cine ți-a spus că ești gol? Adică, de unde? De unde e ideea aceasta? Da? Cine ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? De ce îi întreabă Dumnezeu? De ce întreabă pe Adam, unde ești? Nu știa Dumnezeu? Cu siguranță că știa. Ce vrea Dumnezeu de la Adam în acest moment? Ce vrea Dumnezeu de la Adam când îl întreabă unde ești și de ce te ascunzi de mine? Care e reacția care ar trebui să o fi avut Adam? Îmi pare rău. De pocăință, da? De pocăință. Să zică, Doamne, da, am mâncat. Te rog, ce spunem, ce să fac acum? Da? Adam, în schimb, vedem că deja este în păcat. Da? Și caută să alerge nu la Dumnezeu, ci de Dumnezeu. Să se ascundă de Dumnezeu, da? Păcatul distruge de altfel și relația între ei, între Adam și Eva. Dacă înainte ei erau goi și descoperiți și nu era rușine, nu era frică, nu erau probleme, nu era nimic între ei decât sfințenie și bucurie, în Geneza 3:12 vedem că relația se schimbă total. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine mi-a dat din pom și a mâncat, a răspuns Adam. Repede a învățat Adam cum îi... cu căsătorile astea de nepocăiți. Da? Areți cu degetul, tot e vina soției, tot e vina bărbatului, ei îți devină, nu eu, eu sunt perfect, ea e problema. Da? Și Adam, în loc ca să se pocăiască, face ceea ce vrea firea lui. Se ascunde de Dumnezeu, eschivează de la... și zice, nu eu îți devină, ea îi devină, Doamne. Da? De ce? Pentru că este corupt de păcat. Este corupt de păcat. Înainte între ei era dragoste, acum se arată cu degetul. Înainte era încredere, acum este resentiment. Da? Și lucrul acesta se întâmplă și între noi, soț și soție. Evanghelia are rolul de a restaura relațiile noastre între soț și soție la ce ar trebui să fie.
Da? În care noi, în primul rând, ne uităm la păcatul nostru, nu la păcatul soțului sau a soției. Da? În care căutăm să restaurăm încrederea și curățirea și sfințenia și toate aceste lucruri. Pentru că numai în starea aceea de răscumpărare în Dumnezeu poate exista căsătorie bună. Fără nu se poate. Aia nu înseamnă că nu să ne mai certăm, aia nu înseamnă că nu să mai fie probleme, da? Dar aia înseamnă că avem întotdeauna o soluție, pentru că Evanghelia este soluția, în primul rând, pentru mântuirea sufletelor noastre, dar și pentru răscumpărarea tuturor relațiilor și aspectele a vieții noastre. Tot e răscumpărat în Dumnezeu. De la căsătoriile noastre, până la cum ne bucurăm de mâncare, e afectat de Evanghelia care o credem. Da? Tot. La felul în care ne bucurăm de copiii noștri, la felul în care îi educăm pe copiii noștri. Nu rămâne aspect al vieții care nu trebuie transformat de Evanghelie. De aceea Evanghelia trebuie învățată și învățată și învățată și învățată. Azi discutam cu fratele Iuliu la un moment dat despre ce înseamnă de a lăsa lucrurile începătoare și a merge la hrana tare. Da? Și acolo vorbește despre a deosebi între bine și rău. Ce înseamnă asta? Doar o etică? Doar o morală? Nu! Înseamnă o aplicare a Evangheliei în toate lucrurile din viața noastră. A înțelege ce înseamnă a trăi ca și Hristos pentru că am fost răscumpărați de Hristos. Și a avea puterea prin Evanghelie și prin Duhul Sfânt să trăim în felul acesta. Va fi ușor? Nu. N-are cum să fie ușor. Știm că nu e ușor, da? Este o luptă aici. Dar este o răscumpărare și o schimbare care se întâmplă până când vom fi din nou în această stare glorificată din nou. Asta tânjim. Ca să nu mai cunoaștem păcatul, da? Ce-ar fi trebuit Dumnezeu să facă cu ei în această situație? Ce-ar fi trebuit? Păi Dumnezeu ne spune ce-ar fi trebuit să facă, pentru că le spune că în momentul în care se răzvrătesc împotriva poruncii, vor muri și vor fi nimiciți. Corect ar fi fost ca Dumnezeu, ca să acționeze drept, da? Să le dea ce merită, pentru că a fost total pe față toată treaba, dar El nu face asta, acționează în har, în milă. Da? Acționează în milă, în loc ca să le dea ceea ce merită. Și Dumnezeu, nu doar atât, dar Dumnezeu promite ca în loc să-i zdrobească pe ei, să zdrobească pe altul. Da? În loc ca să-și dea judecata cea ultimă peste ei, să o dea peste altul și să dezlănțuie mânia aceea care Dumnezeu o simțea. Era în el. Dumnezeu nu putea ca să nu fie mânios împotriva păcatului și împotriva lor. Dar și-a restrâns mânia lui, da? Le-a dat lor milă și har și le-a spus, mânia aceasta pe deplin am să o dau peste altul, și anume peste Hristos. Da? Deja din blestemul de la Eden, Dumnezeu acționează în acești parametri al răscumpărării lui Hristos. Dacă răscumpărarea lui Hristos nu exista, dacă mielul n-ar fi fost înjunghiat dinainte de întemeierea lumii, Dumnezeu n-ar fi putut să acționeze în har. Ați înțeles? Dacă Hristos n-ar fi fost plătit pentru harul lui Dumnezeu, Dumnezeu în momentul în care Adam și Eva au păcătuit, trebuia ca să-i pedepsească pe loc. Da? Dreptatea lui îl obliga. Când Dumnezeu trece cu vederea peste anumite păcate, da, El face asta ori în baza faptului că le amână și ele vor fi plătite la final, ori în baza faptului că Hristos va plăti pentru acele păcate. Și de aceea, crucea lui Hristos este la fel de atemporală. Chiar dacă este un eveniment istoric, da? Mielul în planul lui Dumnezeu, în sânul Trinității, a fost înjunghiat, jertfa a fost plătită, păcatul pentru cei credincioși a fost achitat și Dumnezeu poate acționa în milă și nu în, doar în dreptate. Da? Poate ca să aibă har și nu doar dreptate. Și Dumnezeu acționează. Este iubitor și acționează în acest fel. Și vedem lucrul acesta la Geneza 3, de la 14 la 19, când își pronunță judecata asupra lor. Să citească cineva Geneza 3, 14 la 19. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate fiitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăși pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta s-a zdrobit capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeii i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat un popor despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta.
cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămide să-ți dea și să mănânci și iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din ele ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Amin. Dumnezeu pronunță judecata lui și judecata vine peste toți cei trei implicați, peste Satana, peste Adam și peste Eva. Și în mijlocul judecății vedem că există harul lui Dumnezeu și există o promisiune. Uitați, voi pune dușmănie între tine și femeie, vorbim cu Satana, da? Între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Dumnezeu promite aici, în acest fragment, că va veni un om, unul născut din femeie, care va fi lovit de șarpe, care va suferi din pricina șarpelui și din pricina sămânței lui, îi va zdrobi călcâiul. Da? Vedem că suferința este reală, dar victoria este doar parțială. În schimb, omul acesta care urmează să vină, va nimici pe șarpe, îi va zdrobi capul. Da? Și asta este ce teologii numesc proto-evanghelium, da? Este prototipul Evangheliei. Este de altfel, pentru prima dată în univers, în istoria omenirii, când Evanghelia se vestește omului. Este prima evangelizare. Da? Dumnezeu îi spune, asta e judecata pentru păcatul tău, ăstea sunt consecințele ca să le suferi, asta e soluția, asta e promisiunea mea. Și în acea promisiune, dacă te uiți atent, e toată Evanghelia. Și fantastic, Dumnezeu nu termină aici. Dumnezeu nu încheie aici. Deși, din nou, ar fi fost suficient, că Dumnezeu nu e obligat să ne tot spună și să ne tot explice. Ci Dumnezeu vine și prin această proclamare o lărgește sau îmbunătățește pentru om, pentru Adam, ca să înțeleagă și mai bine, le arată printr-un tablou viu. Ce face Dumnezeu? Geneza 3:21. Domnul Dumnezeu a făcut haine de piele pentru Adam și pentru soția sa și i-a îmbrăcat. Ați observat ce a făcut? Făcându-le haine din piele de animal, ce face Dumnezeu? Cum obții piele de animal? Ce trebuie să faci? Trebuie să sacrifici un animal, da? Un animal care de altfel n-are vreo vină. Nu știu ce fel de piele au fost, câte piei au fost, dar animalele alea nu s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, da? Adam și cu Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Trebuie omorâte, trebuie ca sângele lor să fie vărsat. Dumnezeu îi dezbracă pe Adam și pe Eva de încercarea lor de a-și acoperi vinovăția prin frunze, ei asta făceau, hai că acum rezolv eu problema cumva, îi dezbracă de, hai să le numim, faptele lor, da? Și neprihănirea lor, da? Și ce face? Și în schimb, prin vărsare de sânge, vine și îi acoperă el și spune, rezolv eu problema. Duceți prostiile astea de aici, că n-au nicio valoare în fața mea, trebuie vărsare de sânge, trebuie ca eu să vin cu o soluție. Și sună foarte cunoscut, nu? Toată povestea asta, tot tabloul asta. Este un tablou a ceea ce urma să se întâmple când Hristos a venit și a vărsat sângele său ca să ne dezbrace de neprihănirea noastră, care nu slujește la nimic, de încercările noastre să rezolvăm problema, și să ne îmbrace cu neprihănirea lui, care a câștigat-o prin vărsarea de sânge, prin propria lui jertfă. Da? Și în felul acesta Dumnezeu le dă Evanghelia vestită, rostită, și Evanghelia printr-un simbol, de altfel foarte grafic. Foarte grafic, adică a lua niște animale și a le tăia gâtul și a lăsa sângele să curgă pe jos și a le beli de piele și a le pune pe spatele lor, este ceva foarte grafic. Îmi imaginez pe Adam și cu Eva stând acolo cu pielea în spate, poate era încă în sânge, da? Și înțelegând, nu putem face noi nimic. Trebuie să așteptăm și să credem în soluția lui Dumnezeu. Da? Noi am încercat, după ce am căzut în belea, să rezolvăm problema și nu-i bine. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Da? În Geneza 3:24, cum ne-a zis fratele Cristi mai înainte, Dumnezeu îi scoate din grădina Edenului și pune niște eruvimi cu o sabie înflăcărată ca să-i despartă de pomul vieții. De altfel, ca să-i despartă și de relația care o aveau cu Dumnezeu. Pentru că grădina Edenului era cadrul perfect în care omul era într-o stare perfectă împreună cu Dumnezeu. După ce l-a alungat pe om, a pus la răsăritul grădinii Eden niște eruvim și o sabie învăpăiată care se rotea ca să păzească drumul spre pomul vieții. Da?
Și din momentul acesta începe așteptarea a lui Adam și lui Eva, anticiparea. Cine va fi acest Mântuitor? Când va veni? Cum va arăta? Cum îl vom cunoaște? Da? Începe așteptarea lor. Și restul Vechiului Testament este despre această așteptare. Tot ceea ce se întâmplă din acest moment, cu tot Vechiul Testament, cu tot poporul Israel, este despre venirea unui răscumpărător, despre cel care în sfârșit va zdrobi pe Satan, care ne va îmbrăca în neprihănirea lui și ne va restaura în relația cu Dumnezeu. În câteva minute aș vrea ca să pornim de aici, din Geneza, și foarte, foarte, foarte rapid să parcurgem istoria Vechiului Testament. Da? Eu zic să mai avem răbdare, că e de folos. Bun, mergem în Geneza 5. Cei care aveți Biblia deschisă, vă rog să veniți cu mine. În Geneza 5 avem o listă lungă de nume de la Adam și până la Noe. Da? Să listează, e plictisitor, toată, de ce au pus-o și asta în Biblie, că mă plictisește. Da? Dar ea este acolo cu un scop. Noe înseamnă, numele înseamnă odihnă. Noe înseamnă odihnă, da? Și cititorul acelui pasaj, care este în așteptarea împlinirii Evangheliei din Geneza, își pune întrebarea în mod logic și legitim, oare este Noe cel care va da odihna? Până la urmă, așteptăm odihna asta, așteptăm rezolvarea problemei. Poate ăsta-l, poate Noe-i rezolvarea, da? Dar știm foarte bine, pentru că am citit toată cartea, că nu el este rezolvarea, ci el este încă un tablou al lui Dumnezeu prin care ne arată Mântuitorul care urmează ca să vină. Dumnezeu, de astfel, știți, promite un potop ca să judece lumea pentru păcatul ei, dar vine și spune că toți cei ce vor intra în corabie prin credință, adică dacă îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, vor fi scutiți de judecată și vor intra într-o nouă lume. Da? Vor trece de această judecată și vor intra într-o nouă lume care a fost curățată de Dumnezeu. De altfel, un pământ nou, într-un fel, da? Din nou, familiar. Noi care cunoaștem Evanghelia, așteptăm acest lucru, ca să ajungem dincolo de judecată, să fim scutiți de ea prin soluția lui Dumnezeu și să fim pe noul pământ cu Dumnezeu, da? După potop, din păcate, răzvrătirea omului continuă. Lucrurile nu se termină aici. Și ce încep ei să facă? Încep să construiască un turn prin care să se înalțe ei, adică era și o chestie așa de mândrie, dar problema esențială este că ei încercau ca să ajungă la Dumnezeu cum vroiau ei. Ei vreau să ajungă în cer cum vroiau ei, cu puterile lor, cu cărămizile lor, da? Lasă ce-o zis Domnul cu Evanghelia lui și că El face totul. Hai că-i arăt eu că fac un turn de ajung în cer, da? Și ce face Dumnezeu? Știm ce face. Îi judecă, merge și încurcă, depleacă toți de acolo încălciți la limbă, nu știe nimeni ce și cum, unui ungur, altui chinez, altui nu știu ce, da? Dar în tot haosul ăsta, Dumnezeu cheamă un om, pe Avram, prin care el aduce până la urmă în istorie poporul Israel. Și promite lui Avram că prin el și prin sămânța lui, prin urmașii lui, întreaga lume va fi binecuvântată. Întreaga lume va fi binecuvântată prin el și înțelegem de aici, uitându-ne cumva din afară la toată istoria aceasta, înțelegem că prin Avram, prin linia lui, va veni sămânța femeii și răscumpărătorul omenirii. De aici încolo, istoria poporului Israel este destul de tulbură. Se duc în Egipt din cauza foametei, sunt duși în sclavie de faraon, Dumnezeu îi scoate din robia Egiptului prin Moise. Vedem că din nou le dă tablou peste tablou de ceea ce înseamnă Mesia care urmează să vină. De exemplu, una dintre ultimele evenimente este când Dumnezeu le spune: luați cât e un miel, înjunghiați-l și cu sângele puneți pe pragul ușii și când vine judecata, când vine Îngerul Morții, toți cei care stau sub sângele mielului vor fi scutiți. Da? Un tablou mai clar este greu de găsit. Da? Și așa se și întâmplă. După aia Dumnezeu îi conduce prin Marea Roșie și tot felul de minuni și ajung la muntele Sinai. Aici Dumnezeu le dă legea ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu, să cunoască mai bine caracterul Său și să cunoască cum vrea Dumnezeu ca ei să trăiască. Da?
cum vrea ca ei să trăiască. Dumnezeu știe că ei n-au cum să păstreze legea în mod perfect și le dă sistemul sacrificial. Le dă sistemul sacrificial prin care preotul, într-un act altfel de credință, printr-o jertfă de miel, ca și un simbol, să încredeau în jertfa care Dumnezeu a pregătit-o pentru iertarea păcatelor. Da? Și să vărsa sângele animalelor ca să-și amintească tot timpul că Dumnezeu a pregătit o jertfă pentru păcatele noastre și ne încredem în acea jertfă pentru că noi n-avem cum să-i păstrăm legea. Este imposibil pentru noi. Da? Și știm, noi care suntem creștini, știm foarte bine că lucrurile acestea au fost doar un îndrumător, doar o umbră. Citiți acasă Evrei 9 și 10 și veți vedea mai bine. Și an după an, poporul Israel, prin aceste ritualuri lăsate de Dumnezeu, varsă sânge, vestește în mod simbolic Evanghelia, pentru că scopul sistemului a fost să îndrume pe om înspre Hristos și să-L aștepte pe Hristos cu anticipație. Da? De-a lungul istoriei, așa cum bine știm și vedem în Vechiul Testament, poporul Israel se tot răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Da? Sunt niște copii foarte răi și Dumnezeu îi pedepsește pentru păcatele lor. Da? Îi pedepsește pentru păcatele lor, dar niciodată nu se leapă de ei. Niciodată nu se leapă de ei, niciodată nu îi abandonează. Din potrivă, ca mirare, Dumnezeu le tot face promisiuni și tot revarsă binecuvântări peste ei. Da? Deci sunt mai răi, El tot face legăminte, El tot face promisiuni, El tot întărește promisiunea și niciodată, deși ar fi meritat, omenește vorbind, El nu, pentru că El nu își încalcă cuvântul. În vremea lui Samuel, poporul care deja cumva a devenit destul de pervertit, cere un împărat pentru că vrea să fie ca restul popoarelor. Da? Citiți acasă 1 Samuel, capitolul 8. Și Dumnezeu le dă un împărat, dar este de fapt o judecată, pentru că împăratul omenesc nu este un împărat bun și pentru că ei deja aveau un împărat, ei trebuia să fie satisfăcuți cu domnia lui Dumnezeu, îi lasă să vadă ce înseamnă de a avea alt fel de domnie. Este din nou un tablou a ceea ce înseamnă a lua autoritatea lui Dumnezeu deasupra ta și a pune autoritatea omenească. Este un blestem să faci asta și ei au înțeles pe pielea lor. Dar, din nou în judecata lui Dumnezeu, Dumnezeu revarsă harul său și le dă o promisiune că va ridica un împărat după voia lui. Un împărat care să fie după inima lui, din casa lui David și a cui împărăție să fie veșnică, da? 2 Samuel 7, cei care vreți să citiți acasă. Și El ne spune, în Vechiul Testament, Dumnezeu ne spune și le comunică lor că va fi născut dintr-o fecioară, Isaia 7 cu 14, că va fi născut în Betleem, Mica 5 cu 2, că va face mari semne și minuni, Isaia 35, de la 5 la 6, da? Și că El, omul acesta care va fi născut dintr-o fecioară, care va fi trimis de la Dumnezeu, care va fi unsul lui Dumnezeu, El va suferi ca și un rob bun pentru păcatele noastre. Isaia 52 și 53, cei care vor ca să citească mai mult acasă. Și toate acestea, tot ceea ce s-a comunicat și ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, a fost cu scopul de a întări în mintea poporului, în mintea oamenilor, această promisiune, această proto-evanghelie din grădina Edenului. Da? Toate aceste lucruri trebuia ca să-l ducă pe om înapoi la acea promisiune. Va veni rânduit de mine, prin femeie, un om care va muri pentru păcatele voastre, da? Care va fi jertfa ispășitoare. În El trebuie să vă încredeți. Da? Tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu acest scop. Da? Și cam asta este în 5 minute istoria Vechiului Testament, așa în câteva minute. Dumnezeu în mod răbdător lucrează în istoria poporului Israel, binecuvântând poporul, ca ei să privească prin credință și cu anticipare către Mântuitorul care urma ca să vină. Da? Asta este așa, foarte, foarte sumarizat. Da? Data viitoare, pentru că n-am ajuns la sfârșitul lecției, ne vom uita în câteva minute la tot ceea ce înseamnă mesajul Noului Testament. Ceea ce va însemna două lucruri. Înseamnă că am studiat toată Biblia împreună. Asta e unul. Și înseamnă că nu o să mai poată spune nimeni că nu-i pregătit sau nu cunoaște suficient Biblia încât să vestească Evanghelia, că am studiat-o toată împreună. Așa că toți veți fi pregătiți și o să aveți cunoștințele necesare. Da? Vom studia, așa, într-un arc foarte mare, mesajul Noului Testament,
Și vom vedea cum aceste lucruri se împlinesc, cum Mesia vine și ce se întâmplă după ce El vine, instaurează biserica și care este rolul nostru în toată ecuația aceasta. Da? Până atunci, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Amin? Amin. Amin.